Mai am și o întrebare pentru administratorul existent. Dacă aduce formularul E101, A1, da. Și contribuțiile practic le plătește în salarii de rezidență. Da. Impozitul acela plic. Scad sau nu scad contribuțiile? Nu. Nu sunt scăzute contribuțiile. Contribuțiile nu sunt plătite în România. Da, și tocmai nu înțeleg ce să spuneți. Dacă le scădeți, de ce? E practic, eu ar trebui să aplic impozitul la suma lui brută. Da, și acolo îl aplicați. Da, dar la noi, în codul fiscal, impozitul se aplică după contribuții. După ce se scad contribuțiile. Da, după ce se scad contribuțiile obligatorii. Care sunt obligatorii la în țară. Da, și care nu fac obiectul aici. Nu, nu le scadeți. Da, în ceea ce privește contribuția pentru concedii și indemnizații, există o limită maximă, respectiv produsul dintre numărul asiguraților și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime. Cu privire la suma din profitul net care este exclusă din baza de calcul la contribuție pentru concedii și indemnizații, asta am făcut referire, este articolul 183 din Legea Societăților Comerciale. În ceea ce privește contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale, cadrul legal este Legea 346/2002. Administratorul, dacă dorește, se poate asigura facultativ pe bază de contract. La fel este facultativă contribuția la sistemul asigurărilor pentru șomaj, cadrul legal este Legea 76, de asemenea poate încheia contractul, se poate asigura facultativ. Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, baza de calcul, în baza de calcul acestei contribuții intră numai suma câștigurilor realizate de salariați încadrați sub contract individual de muncă. Prin urmare, nu intră în baza de calcul și indemnizația administratorului stabilită pe baza contractului de mandat. Am și o întrebare. Sunt judiciară. Totuși, nu crezi și o dată indemnizația administratorului pe baza contractului de mandat, că contribuția la sănătate este o cheltuială deductibilă și se aplică impozitul după ce se scade contribuția la sănătate. Mai devreme spuneați că nu, că nu e deductibil. Era vorba de nerezidenți, de persoane care nu-și plătesc aici contribuțiile sociale. Da, dar nu asupra indemnizației. De ce își plătește contribuțiile acolo? Din punctul meu de vedere, ei nu sunt contribuții obligatorii. De asta am susținut acest lucru. A, sunt obligatorii, dar dacă nu le plătește acolo, trebuie să le plătească aici. Deci sunt obligatorii. De acord. Dar ele sunt obligatorii. Pentru activitatea desfășurată acolo, nu. În celălalt stat. Dar pentru activitatea desfășurată în România. Așa, pentru activitatea desfășurată în România, contribuțiile nu sunt obligatorii. Dacă mai aveți întrebări cu privire la indemnizația administratorului, în ceea ce privește... Ce mai puțin, ca să luăm un caz concret, să vedem dacă mă înțeles bine. Un administrator, o persoană rezidentă, trebuie să plătească contribuțiile, absolut toate contribuțiile, mai puțin contul de garantare și CNA.
CASE-ul... Deci nu plătește fondul de garantare, da. Nu se plătește șomaj, nu se plătește contribuția pentru asigurare de accidente de muncă și boli profesionale, iar CASE-ul se plătește în condițiile prevăzute de legea 263, așa cum le-am specificat, dar societatea comercială plătitoare a indemnizații nu are niciun fel de obligații din punctul ăsta de vedere. Dar având în vedere că legea 263 prevede că se plătește de către administrator contribuția sau în numele său de către o altă persoană, consider că practic tot pe aceeași procedură ar putea să pune societatea să meargă să-i plătească, dar nu îl vom prinde în declarația 113 cu CASE. În ceea ce privește remunerația directorului, contribuțiile sociale datorate asupra remunerației directorului sunt reglementate tot de cod fiscal, așa cum a fost modificat prin ordonanța 117. Și aici, director, avem toate contribuțiile sociale, contribuția la sistemul asigurărilor sociale de stat, contribuția la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, contribuția pentru concedii și indemnizații, contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale. În cazul contribuției la sistemul asigurărilor pentru șomaj, nu vom reține această contribuție, nici cea individuală, nici cea datorată de angajator, dacă directorul are calitatea de pensionar. Aceasta este singura excepție. În toate celelalte situații, indiferent dacă directorul are și un contract individual de muncă, realizează și venituri profesionale sau orice alt cumul, nu este scutit de plata contribuțiilor sociale. În ceea ce privește remunerația directorului. Dar practic sunt aceleași. Și cea în baza legii 31 sunt aceleași cu ceea ce prevede și codul fiscal. Am înțeles. Și pe noi, dacă legat de cine suportă cheltuielile este necesar să se asigure personal? Nu. Da. Data am vorbit despre administrator. În ceea ce privește prevederea specială, ea este pentru director. Deci doar remunerația directorului la societățile comerciale pe acțiuni este asimilată din punct de vedere al contribuțiilor sociale de legea 31, ea este asimilată veniturilor salariale. Remunerația administratorului nu. Dacă avem un administrator care cumulează această funcție cu cea de director, deci avem, suntem în prezența unui administrator executiv, atunci da, aplicăm regulile de la remunerația directorului. Și categoric se oprește CASE-ul. Da, exact. Contribuția directorului, contribuția societății care plătește remunerația, da. Exact ca și la director, dacă avem, suntem un, cu un administrator executiv. Dacă în ceea ce privește remunerația directorului sunt întrebări, următoarea categorie sunt reprezentanții în consiliile de administrație, în adunările generale și centri. Deci, cine sunt, vreau să mă opresc un pic aici, cu privire la reprezentanții în consiliile de administrație. Din punctul meu de vedere, au existat foarte multe discuții cu privire la acești reprezentanți.
Din punctul meu de vedere, reprezentantul Consiliului de Administrație nu este administratorul societății comerciale, ci sunt acei reprezentanți, sunt anumite societăți, instituții publice, societăți unde statul este acționar majoritar și acolo guvernul, organizațiile sindicale, organizațiile patronale au reprezentanți, dar nu acel reprezentant numit prin actul constitutiv. În momentul în care avem de-a face cu astfel de reprezentanți, aplicăm regulile prevăzute în codul fiscal pentru reprezentanții consiliilor de administrație. Nu confundăm acești reprezentanți cu administratorii sau membrii în Consiliul de Administrație, unde, din punctul meu de vedere, între administrator și membru în Consiliul de Administrație nu există nicio diferență. Tot administrator este și ăla, numai că când este membru în Consiliul de Administrație, suntem în prezența mai multor administratori. Deci ce datorăm pentru cenzori, reprezentanți în Consiliul de Administrație și în adunările generale? Datorăm contribuția individuală CAS, contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat, se datorează contribuția indiferent dacă cenzorul sau membrul sau reprezentantul Consiliului de Administrație sau membrul la adunarea generală realizează și alte venituri. Cotele contribuțiilor la sistemul asigurărilor sociale de stat sunt stabilite în funcție de condițiile de muncă, normale, deosebite sau speciale. Se datorează de asemenea ambele componente ale contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate. Se datorează și contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, unde baza de calcul diferă, ea este suma câștigurilor brute sau salariul de bază minim garantat în plată în cazul concediului medical. Contribuția la sistemul asigurărilor personale este facultativă pentru reprezentanții în adunarea generală a acționarilor în Consiliul de Administrație și pentru centuri, dar pentru membrii directoratului este obligatoriu. De asemenea, se datorează și contribuția la sistemul asigurărilor pentru șomaj, dacă membrii directoratului au calitatea de pensionar, ei nu datorează contribuția la sistemul asigurărilor pentru șomaj. De asemenea, nu intră în baza de calcul a contribuției la fondul de garantare pentru rata creanțelor salariale, remunerațiilor plătite cenzorilor și reprezentanților. Toate contribuțiile vor fi plătite indiferent de alte venituri pe care le cumulează aceste persoane. Cu excepția, cum am spus, a contribuției la sistemul asigurărilor pentru șomaj, care este datorată de membrii directoratului, dacă cumulează pensia, nu se datorează direct, astfel toate contribuțiile se datorează indiferent de cum. Dacă aveți întrebări, dacă nu mai sunt întrebări cu privire la contribuție, la datorată de aceste tipuri de asigurați, o să o las pe colega mea să vă vorbească despre convențiile civile și drepturile de autor.